Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Dar în dimineața asta vrem să vă oferim o rețetă inedită de mic dejun, de weekend, pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Okay. Pentru că astăzi avem alături de partenerii noștri de la Delaco. Mici? Luca a luat deja micul dejun de weekend înainte să intrăm în direct. Da, eu am mâncat o bulețe. Practic ai testat. Adică am testat. Vrut să vezi dacă e bună marfa. Da, e avem bun. Aici e bună? Am mâncat decorul, cum se zice. Pentru cei care nu ne pot urmări pe Facebook, avem un decor format din produse Tony Junior de la Delaco, diverse sortimente de brânză și brânzică și cașcavaluț. Dar ăsta ce este, decorul ăsta la altul roșu? Ăla e decorul de sărbători. De sărbători. Ce este el, merișoare? Ce s-a stat? Cred că merge cu brânză, decorul. Chiar și fi de plastic. Bun, și spuneam că în dimineața asta vă oferim o rețetă inedită de mic dejun, cu care sigur o să-i surprindeți total pe cei mici, pentru că le veți oferi clătite verzi. Nu numai că sunt verzi, sunt și americane, că-s de alea, pancakes. Sunt cu dulce? Dulci. Dulci, sănătoase, sănătoase și verzi. Și verzi. Nu, dar pe copii chiar sunt, o să-i amuze. Nu, de ce sunt verzi clătitele? Pentru că pui în aluat spanac. Oh. Ai prins-o? Da. Tare. Și banane. Bine, papa, ai zile. Banane? Spanac și banane. Așa se face aluatul. Repet, sunt pancakes, clătitele alea americane mai grosuțe, da? Dacă n-aș fi mâncat dimineață cereale cu lapte, aș fi fost curios. Ai văzut? Gust. Da. Și pe urmă poți... Da, lasă că vă zic mai târziu. Ia să vedem. Deși, atent, se iau două banane. Aici facem o excepție, că e foarte simplă rețeta și pot să dau și cantitățile exacte. Două banane, 60 de grame de frunze de spanac. Dacă nu, poți să pui baby spanac. O pungă. E mai greu să găsești acum spanac, spanac. Da, mă rog, baby spanac. Baby spanac. Da. Dar merge și ăla care e congelat, vine congelat? Da. Și ăla e foarte bun. Da, 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 da. Deci da, niște spanac, așa. Așa, un ou, 120 de grame de făină sau fulgi de ovăz, dacă vrei să fii mai catolic decât papa. Da. Și 125 de mililitri de lapte. Da. Aceste 5 ingrediente se pun în blender, da? E cel mai simplu. Da. Îi dai drumul și la jură 3 minute să se facă cum se face compoziția de clătite, da? Așa. Deci ca un smoothie, așa. Cine n-are blender cu furculița sau cu telul? E cam cu bananele alea și cu spanacul te cam chinui, adică e... Faci mușchi. Cam mai ai nevoie de blender pentru rețeta asta. Dar uite, e momentul să-ți cumperi un blender dacă nu ai. Avem. E. Face hummus la el. Și ai compoziția asta și te apuci și le prăjești ca pe toate clătitele de tip pancake. Da? În tigăiță. În tigăiță se lasă pe o față până când încep să facă bule. Aha. Pe partea dinspre tine, știi? Tu le întorci în aer? Nu. Că aș vrea să știi, adică, cât de sus e tavanul tău. Când le întorc, mă filmez. Da. Dar nu. Și să filmezi și în sus alea lipite. Da, da, da. Așa. Așa. Și hap, țap, țarap, ai făcut clătitele. Da. Câte vrei tu, cât de groase vrei tu, fiecare după cum îi place, știi? Odată ce ai compoziția, mai departe te joci. Da. Și ce, că te-ai întrebat și ce facem cu brânzica, brânzica de la Delaco? E, e brânzica asta calcică, care vine în forme de iglu, de fantome din brânză, sunt foarte haioase. Dar ce înseamnă calcică? Care e mai mult calciu? Da. Aha. E mai bună pentru copii. Și o amesteci cu puțină miere. Da. Ca să fie mai dulceagă. Aha. Ungi clătitele astea și pe deasupra vii cu fructe de pădure. Ce zici? Da. Sau poți să faci cu nuci. Bun. Sunt diverse combinații. Brânzica asta e super. Cu bacon mie poți? Mi-a făcut o poftă că mi-aduc aminte de când erau ai mei mici, le mai dădeam. Cu Kaiser a fumat tras. Nu merge sărat. Nu. Așa e de desert. Și până poate să o și taie copiii, ca să spunem, în diverse forme. Poți să faci din ea fluturași, ursuleți. Poți să o muși și să o lași mușcată. Bine, domne. Hai, și la final tradiționalul asta. Asta. Până la cafea. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.